Bună, dragilor! Bine ați venit sau bine ați revenit la un nou vlog. Vreau să vă mulțumesc încă de la începutul acestui vlog pentru că v-ați abonat foarte mulți canalului meu. În vlogul anterior am specificat că mai aveam nevoie de câteva persoane ca să fim 2000. Acum cred că suntem vreo 2030 și ceva și vă mulțumesc tare, tare mult că v-ați abonat. Dacă n-ați făcut-o încă, vă rog frumos să o faceți. Vă mulțumesc din suflet! Astăzi este luni, am început acest vlog acum, este ora 4:30, 5 fără ceva, cam așa. Am terminat și eu mâncarea, după cum puteți vedea. V-ați obișnuit cu siguranță cu mine din toate vlogurile, eu nu pot să gătesc fără să nu mă murdăresc. Este 5 fără 10, Milada doar ce s-a trezit, doarme de la ora 2. Tușește, îi curge năsucul, tușește foarte, foarte urât. Astăzi am fost cu ea la medic, dar mi-au zis că este un virus, mi-a zis nici măcar calpol, să nu-i mai dau, să o las așa, că o să-i treacă. Foarte greu doarme noaptea, pentru că se trezește săraca tușind și se înneacă și sper să treacă. Sunt conștientă că este un virus și nu-mi doresc să bag o grămadă de medicamente. Milada a învățat să facă... Asta se aude pe fundal. Nu-mi doresc să bag o grămadă de medicamente în ea, îmi doresc din suflet să îi treacă. O să desfacem și o comandă de pe Amazon, dar întâi să ajungă, pentru că am comandat aparat pentru aerosol. Vreau să-i fac Miladei neapărat și mi-ați mai recomandat și voi prin comentarii, așa că am pus comandă și astăzi ar trebui să ajungă. Am fost întreruptă de un telefon. Voi ce remedii naturale ați mai folosit pentru răceală la copilașii voștri? E nașpa. E urâtă, rău și abia aștept să-i treacă mititica, că nu mai știu ce să-i mai fac. Își tot scate șosetele și le pierdem pe toate. Una o avem, una nu. Te iubesc mult. Te iubesc mult, 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 mult. Sufletelul meu. I-am mai pus și picături dintre acelea nazale cu salină, dar da, n-avem decât să lăsăm să treacă de la sine. Ziceam că am fost în oraș de dimineață, am avut ceva treabă și vreau să vă arăt că i-am luat la al meu un hanorac și o pereche de Adidas. Tot zice de câteva luni. Hai, nu chiar de câteva luni, de vreo lună și tot zice că vrea să-și ia o pereche, că se duce, că se duce, dar nu știu cum sunt bărbații voștri, dar al meu tot timpul o lălăie așa și niciodată nu-și face timp ca să se ducă să-și ia și tot timpul iau eu, pentru că mie îmi și face plăcere să cotrobăi prin magazine și să pur și simplu să fac shopping. Așa suntem noi. Milada mi-a dărâmat tot. Mama... Așa, și o să mergem dincolo să vă arăt ce i-am luat. I-am mai luat pe lângă Adidas și un hanorac. Am făcut și ceva de mâncărică, am făcut aici lipiile, sunt încă calde, de asta nici nu le-am acoperit, pentru că vreau să se răcească un picuț. Așa arată, nu știu, cred că dintr-un kilogram de făină am făcut, dacă nu vreau 800 de grame, cam așa. Am luat niște cărniță de porc, pe care am tăiat-o fâșii și am călit-o puțin, am prăjit-o puțin, apoi am pus ardei, ciuperci, nu am mai avut usturoi în casă și aș fi vrut să pun și usturoi, dar n-am mai pus, iar la sfârșit de tot am pus smântână și am făcut așa niște cărniță scăzută în sos alb și am mai făcut și o ciorbiță de legume lângă, cu niște cărniță de pui. Și acum că am terminat mâncarea, pare tare ciudat aici, zici că am lapte. Nu e lapte. Acum că am terminat mâncarea, vreau să mergem dincolo să vă arăt ce am luat, pentru că după o să le bag pe la locul lor și o să uit. Și vreau să plec cu ei în parc, pentru că după, cu siguranță, o să vină comanda de la Amazon și vreau să mă nimeresc acasă. Milada are iarăși lăptic prin păr. În seara asta facem băiță, mami! Facem băiți în seara asta. Da, sufletelul meu, te iubesc. Îmbolnăvioara mea, te iubesc. Și din cauza răcelii, v-am spus și în vlogul trecut, nu îmi mănâncă mâncare solidă. Astăzi abia am reușit să-i dau un iaurțel.
cu puțină banană, foarte puțină, și am mai mâncat, am luat eu din centru, am mai făcut și câteva cumpărături, nu vi le-am mai filmat, i-am luat niște biscuițe dintre aceștia de la Sainsbury, cu fructe, am dat elasticul pe jos, de la Organix, cu fructe de vară și am mâncat, am mâncat o rândea dintre aceasta. O să vă arăt cum arată. Cam așa. Deci asta am mâncat Milada astăzi. O chestie dintre aceasta cu foarte puțină banană și iaurțel. Un iaurțel dintre acela micuț pentru bebeluși. Dar nu mănâncă mâncare solidă. Pentru că o doare cu siguranță o doare în gât și așa a făcut și data trecută când a fost răcită. Da, mami, haide că-ți culegem mami în șuc înainte și plecăm în parc și mergem și ne plimbăm. I-am luat un hanorac așa simplu alb. El e înnebunit după alb, tricouri, hanorace, toate să fie albe. Și am găsit hanoracul acesta foarte simplu și foarte frumos. Acasă am văzut că este puțin murdar aici, nici nu mai îmi dau seama acum. În orice caz, după o să-l bag eu la spălat. Este simplu alb, dragă mea, dragă. Are aici buzunarele acestea, un hanorac simplu, foarte frumos, mie îmi place foarte mult. Eu l-am luat în mărimea M și dacă sunteți din Anglia și vă interesează, l-am luat din JD. Prima dată i-am luat această pereche de încălțăminte pentru că, la fel, mi-au plăcut că sunt simpli și frumoși și sunt foarte clasici și merg la orice, și la pantalon de training și la blug. Și după ce i-am luat pe aceștia, am ales și hanoracul să fie la fel și mie îmi plac foarte, foarte mult. Pe aceștia am luat dintr-un alt magazin, nici nu mai știu cum se numește magazinul, dar sunt frumoși, simpli și clasici și sper să-i placă. Oricum eu am păstrat bonurile, că nu i-am arătat, dar în caz că nu-i plac, mai aveau și cu stema aceasta lor de la Nike, nu știu dacă zic bine. Dar mai aveau și pe albastru și ei negri și această bifă albă. În orice caz, mie aceștia mi-au plăcut și pe aceștia i-am luat și sper din suflet să îi placă și lui. Gata, îi las aici așa, mă duc să îmbrac pe Milada, să recuperăm șoseta pierdută de pe unde o fi și să plec cu ei în parc. Noi ne auzim mai încolo! Este ora 9:20, doar ce am adormit-o pe Milada și am zis să cobor să vă arăt comanda, de fapt să le văd și eu că le-a desfăcut al meu, dar dacă tot am zis înainte că le desfacem împreună, asta o să fac, vreau să-i dau ursului zgarda jos, băiatul meu, pentru că i-am comandat și lui o zgardă, asta... Ursul, dacă ați văzut din videourile mele, el se aruncă foarte mult pe spate, se alintă foarte mult și este vai de steaua ei, s-a decolorat toată, nu mai, e, nu se mai duce la spălat, că de fiecare dată când îi facem lui băiță, de fiecare dată al meu îi spală și zgarda, dar cam o dată la aproximativ un an, sau cam la jumătate, în orice caz, între jumătate și un an, nici părul meu nu mai stă nici cum, eu schimbăm, pentru că se face urât și nu-mi place. Uite-ți el, băiatul meu frumos, uite-ți fi alângea, ce curățel, da, mami? Asta e zgarda pe care i-am ales-o eu de data asta. Scrie aici așa, zgardă pentru cățel. Milada tușește, s-a trezit, se întoarce. Of, că nu-i de pace tusea asta. Aici scrie dog, arăt un cățel și încă un dog. Ursul, hai să vedem, mami, dacă-ți vine. Hai la mama, hai să vedem. Hai la mami, o ziu, dragostea mea. O ziu, dragostea mea, iubirea mea. Iubește, mami, o păpat și el. Înainte o terminat și era sus la scări, de asta l-am și chemat ca să îi pune mami zgarda nouă, să verific să o las largă, pentru că el când doarme îi cad așa fălcile aici și să nu-l strângă. Ce frumoasă e! De data asta am zis să iau una mai închisă la culoare
Pentru că a tot avut deschise la culoare. Bravo, mami, îți place noata scardă. Bravo, iubitul meu. Hai să vedem ce a mai luat mami la băiat. Haide. Aici am aparatul pentru aerosol. Mamă, câte chestii are aici. Eu cred că o să vedem noi mâine de el când o să-l și testăm împreună, cel mai probabil pe Milada. Dar așa arată aparatul. Avem aici și o cuticică. A fost 30 de lire, în caz că vă interesează. Erau și mai micuțe dintre acelea de mână, dar am zis să le iau pe acesta, să fiu sigură că e ca lumea. M-am uitat și la ce au mai zis oamenii pe acolo despre el și erau destul de mulțumiți. Așa că am zis să-l încerc pe acesta. Nu le mai desfac acum, o să văd eu mâine exact. Oricum, vedem mâine împreună. Aici am salina, soluția de 3%. Sunt 30, parcă. Da. 30 a câte 4 ml. Cred că au fost 15 lire. Așa arată. Și vin puse înăuntru, mă gândesc, eu n-am folosit niciodată, așa că nu mă judecați dacă habar n-am. Pentru toate e un început și o să învăț și eu să îl folosesc. Le-am văzut pe acestea la cele mai recomandate, așa că le-am luat pe acestea. Apoi, pentru ursul, chiar acum, în seara asta, i-am pus ultimele vitamine și lui și i-am dat comandă de altele. Am zis să mai încercăm și altceva, pentru că și la ei se obișnuiește organismul dacă tot îi dai aceleași vitamine luni de zile. Și am zis să mai încercăm și altceva, 15 în 1, multivitamin, pentru oase, piele, sunt 150 de capsule, au gust de rață. Și au 15 vitamine. Ok, e edita mai cutia. E mare. Sunt curioasă câte trebuie să-i dau eu lui. Așa arată. Ca să vă arăt așa cutia, le găsiți pe Amazon, în caz că vă interesează. Dragă mea. Ok, în caz că vă interesează, lăsați un mesaj, vă rog, și vă las link-ul. Deci, ursul are 53 de kilograme, așa că trebuie să îi dau 3 pe zi. Între 3 și 4. Deci, între 3 și 4 pe zi. O să-i pun 2 dimineața, 2 seara în mâncare și... Aia e. El e cam șmecher, ursul. Dacă le vede, nu mai mănâncă. Așa că ori le dau așa, să văd cum reacționează. Poate astea îi plac la gust. Uai, ce urât miros. Poate astea îi plac. Miros de rață. Bine că nu sunt primul trimestru, că aici am de teamățele. Cum a venit seara, am răgușit și eu. Așa arată. Destul de măricele. Așa că le încercăm de mâine. Ok. Să le pun pe astea aici. Și am mai luat tot ursului. Pentru că vreau să-i pun peste bubițe. I-am luat ulei de pește. Ulei de somon. Nu mai știu cât a fost asta, 12 lire, oricum până în 15 lire. Sunt curioasă dacă îi dau o vitamină de asta lui ursul, dacă vrea. Hai să vedem. Ia, mami. Ia, mami. Nu vrea. Deci o să trebuiască păcălit. Așa arată. La fel, l-am ales pe acesta că era numărul 1 la cele mai vândute.
Și arată că e și pentru pisici și pentru căței. Are un litru. Și, da, ulei de pește cu omega 3, 6 și 9. O să-i bag pompița asta. Ia să văd câte trebuie să-i pun ursul. 3-4 pompițe la peste 50 de kilograme, la extra largi, 3-4 pompițe. Aia înseamnă între 15 și 20 de mililitri pe zi. Da, aici zice că la pisici între 1 și 2 mililitri pe zi. Între 1 mililitru și 2 mililitri pe zi. Dar ursanul meu, că este mare, o să primească mai multe pompițe. Vai, și asta cred că o să miroase groaznic. Nu vreau să-mi... Așa. O să îl pun lângă bobițele lui și de fiecare dată o să-i pompez peste și cam atât. Haideți că nu vă mai țin, că parcă am lălăit o seara asta așa, sunt și obosită și parcă am vorbit așa în reluare. Sper că nu vă deranjează. Asta a fost comanda. Trebuie să mai vină mâine. Astea au fost produsele care au ajuns astăzi. Mâine trebuie să ajungă țarcul. I-am luat Mila de țarc. Pentru că aici unde se joacă ea, în primul rând, am și priză lângă, am routerul de la internet de care tragem continuu, se trage de suportul acesta de cărți, se ridică și mi-e frică să nu și-l trag în cap, colțul de la masă, colțul de la scaun, mi-e teamă să nu se lovească, pentru că deja nu mai are stare, nu mai este locul lui și... I-am luat țarca, acum să vedem unde o să am loc să-l pun. Este destul de măricel pentru că m-am gândit că na, o să mai vină un bebe și or să crească și vreau să se joace și împreună. Cu siguranță or să se joace și împreună în el. Chiar dacă Milada o să fie mai măricică, o să vrea și ea în cască, o să fie cealaltă mititică pusă acolo și am zis să aibă loc. Vedem noi cum le mutăm. Dacă ajunge mâine... Normal, mâine ar trebui să ajungă țarcul. O să vedeți tot în vlogul acesta. Vedem noi cum le mutăm și cum le punem. Trebuie să-i mai ajungă și scaunul pentru mașină. I-am dat comandă de scaun pentru mașină. Dar, da, cam atât. Vă las pentru seara aceasta. Mă duc să-i pun și eu ursul, să-i mai pun 2-3 pompițe și să-i pun niște bobițe. Chiar dacă o mânca, sunt curioasă dacă îi place. Și cam atât, le strâng și eu, mă duc să fac un duș și noi ne auzim mâine dimineață. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Neața, să știți că este ora 11. Astăzi este marți și am urcat aici sus în cameră pentru că vreau să schimb lingeria. Milada este acolo în patul ei. Să știți că am folosit deja acel aparat pentru aerosol, l-am folosit de aseară, l-am încercat al meu pe el și azi dimineață i-am făcut și Miladei și a stat atât de cu minte, mititica, i-a plăcut tare mult, iar după ce i-am făcut a dormit la mine în brațe pe scaunul acela al nostru și da, acum vreau să mă pun să schimb lingeria aici în camera de sus, după să merg să o schimb și în camera de jos. Chiar dacă afară plouă și o să le usuc greuți, o să le spăl pe rând, pentru că trebuie schimbate. Uitați-vă la ea ce face acolo. Ce faci, mami? Te-ai băgat în colț de tot? Iubita mea! Așa că asta o să vreau să fac acum. Abia aștept să ajungă comanda ca să montăm împreună țarcul.
Dar până ajunge comanda și până vedem noi cum le mutăm și unde o să încapă, unde o să reușesc să-l pun, vreau să schimb lenjeriile, să bag la spălat. Am deja pătura de pe canapea în mașina de spălat, numai bine se spală și ea până reușesc să schimb aici sus lenjeria. Milada nu a dormit foarte mult, a dormit vreo 20 de minute, cred că jumătate de oră, în fine, între 20 de minute și jumătate de oră. V-am spus că a dormit la mine în brațe, iar apoi am mutat-o pe canapea. I did a lot of bad things, and never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt till you entered my door, and from that moment I knew that a home is whatever you choose. That's the thing about you, the best thing procesul. Am terminat de schimbat și lenjeria de aici din cameră. Acum vreau să mă duc să o pun puțin pe Milada la somn, pentru că este foarte murită și nu o să-mi reziste până pe la 2. Așa că dacă mai doarme 20 de minute, e perfect. Te iubesc! Give me love, give me all your love. Oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. Swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't be. O să mă pun aici, sper că mă vedeți. Aici e o oglindă pe care o să o atașez în mașină pentru... pentru a o vedea pe Milada. A venit țarcul. Am plecat cu ei în parc pe la 1 și ceva, iar apoi m-am întors acasă după vreo 15 minute pentru că am primit e-mail că trebuie să ajungă comanda. M-am întors acasă, am așteptat comanda și apoi am plecat iarăși în parc cu ei. Acum este ora 3, Milada a dormit. Dar am avut două tentative de a pleca de lângă ea și s-a trezit și abia acum am reușit să cobor. Așa că vreau să ne apucăm să-i pregătim locușorul deja că până se trezește. Ia, wow, so excited! Abia aștept să-i pun, să văd unde o să-i pot monta și... Băi, bine! Abia aștept, abia aștept. Are și mingi.
Nu o să stau să pierd vremea. Cel mai probabil o să pun pe rapid și o să-mi bat capul aici să-i montez țarcul. Apoi să văd unde reușesc să-l pun, ce mut, că nu știu cum o să fac. Să-l montez întâi, după să mut, poate nu mai pot să-l mut odată ce l-am montat. Aoleu, habar n-am, hai că vedem rezultatele. Să le scot și mă pot să-l fac. Ok, așa. Are și basket. Și aici sunt niște chestii pe care le pui pe margini ca să se țină ea, să se tragă în sus. Am și o cărticică aici. Așa ar trebui să arate la sfârșit. Vedem ce să iasă. Haideți la treabă! Eu o să închid acest vlog aici pentru că nu mai îmi permite memoria telefonului să mai filmez, așa că o să urc acest vlog pentru voi și montarea țarcului și ce o să mai fac eu în continuare astăzi o să intre în următorul vlog. Așa că vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, nu uitați să-mi dați un like dacă v-a plăcut, să vă abonați canalului, vă pupăcesc tare tare și ne revedem în următorul vlog. Pupici!